ce a fost aici, pe acest versant? A fost haltă de steril? S-au depozitat steril. Înainte de asta mergea trenul de la Hunedoara, mergea și descăbura minereu de la Retișoara, de acolo, care scotea din mină de la Ghelar. Mergea trenul până aici, așa, la Crăciuneasa, și de aici se întorcea și cobora pe jos. Mai luau vagoane de tal de aici, că se exploata tal, și venea cu furnicularul până aici, la silozurile astea de fost aceia mari. După ce nu mai fost cu minereu, că s-a deschis pe frontul 2, pe jos, pe acolo, de o stras pe acolo, ori închis aici, că nu mai avea rost. Mergea aici și se întorcea de acolo. Mergea pe partea asta, pe mijlocul ăsta, și acolo este un tunel. Mergea la Retișoara. Așa era, era în pante și altfel nu mergea. Nu știu, păi de aici a luat și tal, cea de la Lelese. Cobora cu vagonele cu minereu, le ducea la combinat, lua și de aici era. Deci, practic, erau două căi ferate. Două linii ferate. Una care mergea încolo și una care se întorcea pe sus? Nu, tot aia mergea și încolo. Ca aici și... Nu mă înțeleg. La jumatea la halt, asta era calea ferată. Serilul s-au băgat cu mașinile aici. Dar cum se băga? Păi s-au haltat și basculat. Mă începe de acolo la Crăciunea asta până am ajuns aici în partea. Deci practic era un drum sus. Că nu avea unde să-l... Păi tot pe calea ferată dacă o desfințat. Dacă nu mai mers trenul, noi am mers pe terasamentul la calea ferată. Am înțeles asta. Deci asta înseamnă că din anii 70 a început să se depună. Da. Și prin, asta cam prin 75, cred că, pe aici. Jos este un tunel care, mă gândesc, că protejează pârâul. Păi da, au făcut ăsta că intra în apă și se ducea sterilul în jos pe apă și nu era așa cu apele și la apucau. Da, polua. Merea tot, sterilul merea în apă. Lucrau mulți oameni? Păi lucrau. 200-300 de oameni lucrau cu mineri, tot ce era aici. Lucrau în continuu. Veneau câte două autobuze, plus ce oameni ce erau de pe sate, de pe aici. De când nu a mai funcționat cariera? Cariera nu mai funcționa, cred că de 2006-2005. Că nu mai trebuit, că dacă s-o spar combinatul, că la combinat avea cel mai mare piatră din asta, de trebuia la Dolomita. Acum am văzut că totuși a început să crească vegetația. A, băi, crește, dar vine la vale, când ploaie aici, curge la vale, de asta, că de-aia s-au făcut așa. Da, sunt tot felul de făgașe, da. Ploaie mare, curge în jos de tesferii. S-au făcut tunelul ăsta, că noi am avut o gradă mare aici jos. Păi, așa, s-au făcut tunelul, trebuie terminat. S-au făcut o baltă aceea, că nevastă avea aceea, a murit cu 2 ani. O căzut lângă tunel, că e baltă de-aia mare, și căzut acolo, în apă, noaptea, așa, acolo. Au avut 2 ani. S-au zis pe vaci, că nu veneau vacile. Deci au pe aceea prin sălcile astea, prin astea.